Iar Vidican a interpretat asta drept o tragere evidentă de timp împotriva unui joc cursiv. Tyson în fața lui 2-0, Popescu, Tyson, ce încearcă brazilianul să facă, faza nu s-a încheiat, Popescu din nou erou, încă o dată încearcă Yeșeni și reușesc! Ce gol! Ce nebunie! Minutul 9 al prelungirilor! Delir în iarbă, delir în peluză. Tyson face 2-0 la această fază la care Laurențiu Popescu a fost pur și simplu eroic, dar n-a putut face mai mult pentru că toate mingile au sărit doar acolo, doar la Yeșeni, doar acolo unde a vrut Săndoi. Bravo, bravo! Aplaudă Săndoi. Debut reușit pe bancă. Este cea mai mare victorie a Iașiului în această ediție de campionat. Până acum aveau doar 2-1-0 cu FCSB și încă unul, mi se pare, cu Botoșani. Și Iașiul obține, iată, prima victorie în fața Craiovei. A unde era apărarea Craiovei? Vlădoiu cade, Popescu, uite, îl scoate, apare Camberi. Mai încearcă o dată Camberi. Nu e nimic aici. Trei jucători care se uită la Tyson. Da, extraordinar Laurențiu Popescu la faza asta. Și foarte inspirat Tyson din cădere trimite mingea sub bară. Trebuia să fie gol. 2-0 așadar. Craiova cu un singur punct în ultimele trei etape pierde teren. Iar diferența de atitudine